24 iunie 1979, meciul Dinamo FC Argeș 3-4. În această seară sperați la o desfășurare asemănătoare, măcar de scor, pentru că atunci miza era un titlu, acum miza e altceva. A spus mai înainte că astrele s-au aliniat cu noi ca să intrăm în play-off anul acesta. Probabil că așa este. Așa s-au aliniat și astrele atunci. Gândiți-vă că în 24 iunie 1979 oficialii veniseră la stadionul din Ștefan cel Mare, pe care se joacă de seară meciul, cu trofeul inscripționat cu numele lui Dinamo. Toate jocurile erau făcute pentru Dinamo. Toți jucătorii de atunci știau că vor fi campioni. Singurul care și-a strâns jucătorii, coechipierii, cu o seară înainte, am mărturiile celor care au fost acolo, al lui Doru Toma, al lui Viorel Moiceanu, a fost Nicolae Dobrin, Dumnezeu să-l ierte. Și Gâscanu a spus, mâine câștigăm. Toți se uitau la el ca la un nebun, la un extraterestru. Apropo de ce spuneți, gândiți-vă că atunci FC Argeș și greșelile de arbitraj împotriva lui FC Argeș au fost mult mai mari față de greșeala cu care a fost executați în tur de Dinamo. Dar acea echipă de excepție, o echipă pe care, la fel ca și Craiova Maxima, cred că foarte mulți copii din vremea respectivă o țineau minte pe de rost, cu Cristian Speriatu, portar, Mihai Zamfir, Cârsta, Telu Stancu, Ivan Doi, Toma sau Bărbulescu, Iovănescu, Chivescu, Radu Doi, Doru Nicolae, Dobrin, exact ca și Craiova Maxima, a fost o echipă care a făcut un joc de excepție pe stadionul Dinamo. A fost un joc singur împotriva tuturor. Gândiți-vă că la un moment dat, și am spus-o și la ProX, lipsește golul 3 din colaj, din toate DVD-urile, din tot YouTube-ul. Nu se mai găsește acel gol 3. A fost o fază de excepție creată de Dobrin, în care câțiva jucători mari ai clubului Dinamo și ai fotbalului românesc au fost ridiculizați de Nicolae Dobrin. A fost, dacă vreți, revanșa pentru Guadalajara 1970 a prințului din Trivale. Și eu îmi permit acum, la 51 de ani după Guadalajara 70, să spun că în 1979, pe 24 iunie 1979, la 9 ani după Guadalajara, discutând și cu familia Dobrin, aceea a fost revanșa prințului pentru ce s-a întâmplat acolo. Golul 3 care lipsește și nu întâmplător lipsește, așa, a fost revanșa prințului din Trivale. Iar golul 4, când acea greșeală imensă, când de fapt arbitru a vrut să fluiere finalul, nici nu s-a știut ce se întâmplă, s-a creat un haos ca să se poată rezolva problema. Argeșul și la egal era campioană, da? Dobrin a cerut practic mingea de lui Radu și a tras de pe la vreo 18 metri, fără niciun fel de ezitare, la colțul lung, păcălindu-l pe Anuței, era atunci în poartă la Dinamo.